Fermă Aberdeen Angus Cristorel din comuna Așchileu Mare, județul Cluj, membră a grupului Plant Extract, este un nume de referință în calitatea genetică a bovinelor din rasa Aberdeen Angus, o rasă de talie mare și medie. Pe domeniul de peste 250 de hectare, una dintre cele mai importante ferme românești în selecția genetică, crește exemplare de excepție. Suntem în mijlocul unui peisaj de vis și îl avem alături de noi pe invitatul de astăzi, domnul Igor Peev. Este proprietarul acestei ferme minunate, specializate pe creșterea animalelor pentru carne. Iar dânsul este un specialist în consilierea genetică. Bună ziua și bine v-am găsit! Să rămână, bine ați venit! Bine ați venit! Spuneți-ne câteva cuvinte despre ferma dumneavoastră. Am înțeles că aveți 250 de hectare, este un domeniu, în adevăratul înțeles al cuvântului. Da, deci avem 250 de hectare de teren aici. Suntem în apropierea Mănăstirii Cristorel, asta e satul Cristorel. Este un peisaj de vis. Ne-am și bazat pe acest lucru, în sensul că creștem animalele fără stres, punem la dispoziție animalelor suprafețe foarte mari de teren, au posibilitate de mișcare, deci efectiv acest stres a spațiilor închise și strânse nu există. Animalele trăiesc pe pajiște, pe pășune, aproximativ 8-9 luni și după care, în momentul în care apare iarna, deci le introducem deja pe grajd, cam 3 luni de zile stau pe grajd. Ce rasă de vită aveți aici? Deci aici avem numai vite de carne din rasa Aberdeen Angus. O rasă, după părerea mea, extraordinară, care se și pretează foarte mult la relieful și clima noastră. Un aspect important, de care, dacă nu ținem cont, s-ar putea să fie o mare problemă. Sigur că da, deci ele sunt perfect acomodate la clima și mâncare. Au niște avantaje deosebite, în sensul că fătările sunt ușoare, după care creșterile sunt ridicate în media rasei de carne Aberdeen Angus și este foarte important ca, dacă datorită fătărilor ușoare, ele să poată făta fără asistență medicală. Adică, efectiv, pe câmp, fată singure și nu avem nicio problemă. Spuneați că este una dintre caracteristicile acestei rase. De ce este importantă o fătare ușoară din punct de vedere financiar pentru a, nu știu, nu mai duce gândul medicului veterinar care trebuie să intervină poate în miez de noapte sau și pentru a preîntâmpina riscul decesului vacii la naștere și pierderea unor exemplare valoroase? Sigur, deci este, pe undeva este cumulat, adică atât niște cheltuieli cu medicul, sigur că da, pentru că aici, deci ca să vină un medic îți trebuie o oră jumătate, vine din Cluj, e destul de complicat. Pe de altă parte, este starea de sănătate a mamei, în sensul că aia este protejată, practic vițelul este fătat mic, deci asta este una dintre țelurile fiecărui crescător, ca o greutate la fătare să fie până în 30 de kilograme, fată, în timp de 15-20 de minute este sus și începe să sugă. Deci este ceva de vis. Spuneți, da, că în 15 minute vițelul se ridică pe picioare. Sigur că da, deci se mișcă, este foarte activ și intră în viața normală. Deci însoțește, vorba aceea, imediat pe mamă, face mișcări. Deci este o rasă foarte, ca să zic eu așa, naturală, liberă, un pic și semisălbatică. Pe de altă parte, menționez că este rasa de bază în Anglia, Scoția, peste tot, America, Canada. Deci asta este rasa de bază care crește ca și genetică de carne. Asta este bun.
În momentul în care v-am prezentat ca un specialist în consiliere genetică, sună destul de complicat pentru majoritatea telespectatorilor noștri. Spuneți-ne de unde a pornit pasiunea dumneavoastră și, de fapt, ce înseamnă consiliere genetică în ceea ce privește vitele pentru carne Angus. Bun, deci pasiunea a pornit, nu știm de unde, practic, probabil, la început am vrut aici să facem un parc în care să creștem plante pentru gemoterapia noastră și după care ne-am gândit la îngrășământ bio și de la îngrășământ bio am pornit la vaci. Cam așa. Probabil este și în sânge, la mine. Consiliere ce înseamnă? Înseamnă că noi alegem animalele foarte strict și ce cumpărăm ca și animale femele, totodată foarte strict urmărim taurii pe care noi îi folosim la montă. Avem în acest moment 6 tauri de mare valoare, pot să zic că printre cei mai valoroși din țară. Aleși tot așa pe criterii datorită rezultatelor lor, plus părinților lor, și după 6-7 ani de zile putem să zicem că ceea ce am început se confirmă și suntem într-un trend foarte bun, confirmat, de exemplu, și de colegi din Germania, colegi din UK care au venit și ne-au vizitat aici. Am înțeles că în ceea ce privește taurii de rasă, taurii pentru montă, putem vorbi și în cazul lor de un pedigree. Un pedigree de un arbore genealogic care merge pe multe generații în spatele exemplarului valoros. Puteți să ne exemplificați puțin cum arată așa ceva? Da, deci există mai multe sisteme de pedigree, cum ar fi certificate de origine. Este partea germană, am să vă arăt aici un certificat german, dar totodată există și pedigriurile din țările de limbă engleză, să zic eu, Anglia, America, Canada, care o prezintă un pic altfel acest pedigree, însă rezultatul este că din acest pedigree se pot obține date foarte importante despre animal, că este vacă sau că este taur. Eu aici, dacă doriți, v-aș exemplifica un pedigree al taurului nostru care era în spate, este în spatele nostru. Da, este chiar aici lângă noi. Este lângă noi, deci în acest pedigree sunt părinții, bunicii și străbunicii trecuți și anumite caracteristici ale tuturor care influențează foarte mult când îți alegi taurul adecvat pentru scopul pe care tu îl urmezi. Exemplu, acest taur are o bonitate deosebită în Germania, a fost bonitat. Notele de 8-8-8 arată bonitare de top, de vârf, ca să zic eu. Și prima cifră este tipul, musculatura și schelet. Și se dă, practic, în urma unui examen, concurs, format de o comisie, destul de complicat. Notele merg pe o scală de la 1 la 10? De la 1 la 10, da. Cine are o 9, deja este un taur excepțional. În general, maximum este acest 8-8-8. Și dacă vedeți, de exemplu, tatăl lui este un taur de elită din UK, este Peter Persia, un taur care este extraordinar de valoros și așa se poate povesti despre fiecare. Sunt date destul de complete, câți viței mascule a făcut tatălui, câte femele, greutățile medii, câte fătări a făcut. Deci, greutatea la naștere a lui Patriot. Naștere, exact, deci tu poți să-ți faci o selecție destul de clară în momentul în care ai un acest pedigree în mână și știi practic ce urmezi. De exemplu, aici acest aur a crescut cu 1,5 kg în primele 200 de zile de la naștere, de la fătare. 1,5 kg pe zi, este foarte mult. Da? Iar la montă, la data autorizării de montă, a realizat 1,3 kg pe zi. Și aceasta în niște condiții care, ca și aici, deci fără suplimente sau fără furajare excesivă. Adică iarbă, fân și atât.
Aveți aici pe pășuni floră spontană, iar floră spontană, deci animalele pasc liberă. Animalele pasc liberă, să și văd cât sunt de liniștite și nu sunt stresate. Deci, bun, aici e numai o parte, pentru că aici avem cam, eu zic, 15 hectare care stau la dispoziția trupei respective. În această secțiune a domeniului, până la urmă. Da, iar această secțiune este compusă din vaci gestante cu tăurași. Deci, din ce cauză, separăm grupa de vaci gestante cu tăurași de vacile gestante cu vițele, pentru că pentru a evita o montă neprevăzută, neordonată, pentru că, în general, angusul, se poate, vițelele se pot monta de la 7-8 luni de zile deja. Deci trebuie să fiți foarte atent, exact. Să urmăriți vârsta exactă. Da. Spuneați că vă orientați pe două direcții în ceea ce privește ceea ce doriți să obțineți cu această fermă. Mergeți atât pe vițele pe care le comercializați, cât și pe tauri de montă. Da, deci noi mergem pe două, ca să zic eu, cele două linii, practic. Una este vițelele care ajung la o vârstă de peste 12 luni. Vițelele se încearcă la 10 luni de mame, iar de la 12 luni noi oferim clienților. Aceste vițele sunt pentru ca genetică deosebite și sunt folosite de cumpărătorii noștri pentru extinderea inventarului din fermele respective. Da? Ați spus că obișnuiți să cumpărați și dumneavoastră și la rândul dumneavoastră să vindeți exemplare, tocmai pentru a evita consanguinizarea animalelor. Da, deci taurii pe care noi îi folosim de montă, îi folosim în general 2 ani de zile sau 2 sezoane de montă și după care aceștia sunt vânduți tocmai pentru a evita consanguinizarea. Și între timp ne reînnoim acest număr de tauri de valoare. Adică, practic, deja următorii tauri sunt deja achiziționați, sunt deja la vârstă sub 2 ani și poate o să-i vedem sus pe pajiște în partea cealaltă. Ei sunt pregătiți deja pentru monta care începe din noiembrie. Există o anumită periodicitate, un anumit calendar în ceea ce privește monta acestor tauri? Da, deci noi ce încercăm? Încercăm foarte mult să facem montele începând din 1 noiembrie și asta până prin decembrie. Din ce cauză? Ne convine foarte mult ca fătările să fie făcute pe pășune, asta în august-septembrie, ideal. Hai să zic octombrie, din ce cauză? Viței care se nasc, sunt fătați pe pășune, sunt mai viguroși, sunt mai puțin stresați, dat fiind suprafețele mari și enorme care le punem la dispoziție, distanța dintre animale este mare, deci un eventual risc de transmitere a unei boli de la unul la altul este mai mic. Și sigur că evităm o serie de boli care pot apărea în general până la 3 săptămâni, 4 săptămâni la viței. Și atunci ei sunt efectiv liberi, stau în soare, încărcă bateriile. Exact, și în momentul în care intră deja pe grajd, asta ei deja vor avea 2-3 luni de zile, ei deja sunt robuști, sunt deja, ca să zic eu, fit, și intră cu mamele lor acolo într-un adăpost. Eu știu că această rasă este cunoscută și sub numele de mașină de tuns iarba, deoarece mănâncă sistematic fiecare palmă de iarbă. Sunt curioasă oare care este greutatea pe care o poate atinge un exemplar? Da, deci aici este o întrebare interesantă și sigur că aș vrea să... Deci rasa Angus este catalogată ca mărime în 3 mărimi. Mică, mijlocie și grea. Deci există. Acum, noi suntem orientați pe greutăți de mediu și greu. E ca la box, pe categoria medie și grea. Da. Deci din ce cauză? Eu așa cred că o vacă de carne trebuie să fie
de greutate, să aibă un pic o greutate. Deci linia de medie ar trebui să aibă cam 700-750 de kilograme. Avem și animale vaci, vorbim de vaci aici, din categoria grea, care au o tonă. Da, deci sunt... Acum, cele de categoria medie și categoria grea sunt pentru noi pe această, pe acest gen de dealuri, ca să zic eu, ideal. Sigur că aș recomanda poate vacile de talie mică, acolo unde e la 2000 de metri, unde sunt stânci, unde sunt copaci, dar... Dar nu au atât de multă pășuni la dispoziție. Exact, și unde trebuie să fie ele mai viguroase, mai flexibile, mai... Pe un teren denivelat. Exact, da. Dar, în schimb, asta cred și în UK și în celelalte țări, foarte important este ca ea să fie de greutate medie. Deci în... În pedigriul englez, american, canadian, greutatea de creștere și greutatea la maturitate este foarte importantă, este un criteriu. Există o diferență între greutatea unei vaci și cea unui taur? Sigur că da, deci există. Adică, de exemplu, Patriot are acum la 3 ani de zile, are o greutate cam de 1100 de kilograme. Și sigur că el probabil va ajunge 1300 într-un an sau după care va zice stop. După care zice stop. Însă, în momentul în care crescătorul care produce carne, el automat, dacă ajunge la 2 kg pe zi creștere, el accelerează foarte mult această barieră, adică trece de această barieră normală, a creșterii normale. Și poate să ajungă la greutăți repede și serioase. Da. Când vorbim de o accelerare a luării în greutate, în cazul acestor exemplare, se poate întâmpla de regulă dacă le ținem pe un spațiu redus, nu? Undeva într-un staul, nu în aer liber. Sigur că da. Deci se ține într-un spațiu mic și se dă mâncare care diferă de pășunile naturale sau de fân și se suplimentează în general cu făină, cu furaj, cu porumb, pentru că rasa este obișnuită și deschisă la toate felurile de hrană. Deci este capabilă. În America sunt suprafețe imense din care se face silos de porumb. Se dă silos de porumb. În UK, de exemplu, unde clima este de așa natură încât plouă, este rece, ele mănâncă numai verde. Deci mănâncă verde iarba pe pășune și chiar dacă le bagă pe grajd, că sunt multe ferme care le țin afară toată iarna, se face siloz înfoliat din iarbă și atunci tot pe umed. Din această cauză, dacă aduci un animal din zona de UK, de exemplu, nu este obișnuit cu clima noastră, unde e mai cald, nu este obișnuit cu musca noastră, unde acolo nu este muscă. E chiar un element care deranjează? Sigur că da, sigur că da. Deci și pe noi musca ne deranjează, iar pe cele care într-adevăr nu sunt obișnuite, atunci le deranjează. Dacă aduci un taur de montă pe care se pun, nu știu, 200 de muște, sigur că îl deranjează. Da, sigur că și noi tratăm, practic, la o lună, o lună jumătate, tratăm contra muștelor. Numai substanțele acestea active, cu un semn de întrebare, nu prea acționează. Deci, până la urmă, trebuie mai degrabă să fiți atenți și selectivi în momentul în care alegeți o anumită rasă să fie aclimatizată din toate punctele de vedere pentru ceea ce avem noi aici în România, mult mai mult decât să luați un exemplar excepțional care va trebui, nu știu, îngrijit într-un clopot de sticlă. Exact, exact. Și rasa Angus se pretează foarte mult. Acum, noi am început să discutăm de vițelele pe care noi le avem și le punem la dispoziția clienților. Următoarea grupă de femele ar fi junincile care sunt gestante,
iarăși este o linie care noi urmărim și foarte mulți clienți ne solicită, adică el cumpără deja juninga, care e deja gestantă. Doi într-unul până la urmă. Exact, ceea ce înseamnă este confirmarea medicului veterinar, sigur, el nu mai are probleme să procure un taur. Și atunci, așa am început eu acum 7 ani cu vaci care erau deja gestante. Iar partea masculină, deci noi vindem tauri, tăurași, care se vând cam la 1 an jumătate, când deja ajung, să zic eu, la o maturitate și din linii deosebite, din colecții deosebite, suntem mândri că avem animale foarte, foarte bune și, în general, toți clienții pe care i-am servit se reîntorc din nou. Observa aici, în momentul în care vorbim de consiliere genetică, ceea ce am văzut foarte mult în jurul nostru sunt diverse separeuri, diverse țarcuri foarte largi în care de regulă aveți un taur și mai multe vițele sau vaci, dar nu amestecați grupe mari de animale, tocmai pentru a păstra niște linii și direcții pe care vreți să le obțineți prin consilierea genetică. Exact. Deci acestea ce le-ați văzut sunt, să zic eu așa, într-un fel capete de serie, care nu au rămas gestante sau au avut un alt ritm de montă deja de la cumpărare. Pentru că și în Germania există 2 ritmuri diferite. Una este, cum am zis, montă iarna și altele monta se face primăvara. Și atunci eu, dacă iau, de exemplu, câteva exemplare foarte bune, eu deja am o problemă și trebuie să fac aceste grupe. Grupe, da, grupulețe. În două trebuie să împărțiți ceea ce cumpărați. Exact. Și spuneați că e foarte important, când ne uităm pe acest certificat de origine pedigree, să urmărim care este ritmul în care un animal fată, care este intervalul mediu, 360 de zile, 420 de zile, ca să știm la ce să ne așteptăm. Deci angusul, logic, vaca repetă fătarea la 1 an. Deci, normal, în fiecare an ia fata un vițel. Acum, scopul nostru este și să selectăm vaci care au o vârstă înaintată. Eu am văzut vaci în Germania de 15 ani de zile cu 13 fătări și sigur că urmărim, de exemplu, să ajungem la peste 10 ani de zile în care ele să producă. Pentru că, vă dați seama, ele în 10 ani de zile produc 8 linii, 8 urmași, ceea ce este foarte bine. Deci este deosebit. Este cam 10 ani, este speranța de viață? Deci ele merg până la 12 ani, 13 ani de zile. Acum, sigur că noi vrem să fie și fit. Da, dar avem 2-3 vaci pe care sunt deja de 10 ani de zile și le urmărim gestante și le urmărim în mod deosebit. Dar fără să... Deci care stau în cireadă normal și mănâncă normal, absolut nimica nu este suplimentar. Deci avem aici un pedigree al taurului Patriot, care este în spatele nostru, l-am filmat înainte. Pedigree-ul este o bază de date care este extraordinar de importantă. Arată, de exemplu, numerele de bonitate care s-au acordat de către Comisia de Arbitraj din Germania. În cazul acesta este tip musculatură și schelet, 888. De exemplu, ne dă datele de DNA, asta este ADN-ul, fișa de ADN a taurului, tocmai pentru a putea mai târziu determina destul de clar la un vițel cine a fost tatăl, deci este o bază de date foarte bine pusă la punct. După aceea ne arată creșterea medie a lui până la 200 de zile, deci înseamnă 1,5 kg pe zi, iar la data de montă, de acordare de drept de montă în Germania, a crescut cu 1,387 kg pe zi, deci este o creștere, să zic eu, foarte bună. Iar totodată ne dă o informație legată de părinți, bunici și străbunici, care toți sunt în bazele de date, se pot cere de la fiecare separat. Iar tatălui este un taur
celebru în UK este Peter Pasha. Pot să vă spun numai că am fost anul trecut la Royal Highland Show din Scoția și din 10 tauri propuși la concurs pentru cel mai înalt titlu, 4 tauri aveau același tată ca și Peter Pasha, deci taurul nostru. Și asta, vorba aceea, ne-a arătat foarte mult că suntem într-o direcție foarte bună, ca să zic eu așa, tauri de selecție, tauri de colecție deosebită. Iar ca cireașa de pe tort, tot așa, bunicul este Anconian Elixir 100, la fel un taur din America, este US, la fel unul dintre taurii cei mai valoroși din America. Un pedigree ne dă foarte multe date, de exemplu aici 366 de zile la mama lui este periodicitatea în care a fătat media. Aici ne arată că a avut 7 viței fătați, arată bonitatea ei, 8-7-7, dacă vedeți aici este M, înseamnă că este mediu, adică de greutate medie. Și sigur că sunt foarte multe date foarte importante. Mama lui este regina din Germania și după care se vede provine din ramura canadiană mai departe. Acum revin la acomodare și în Germania animalele provin tot dintr-o genetică de top din Canada, din UK sau din America. Adică o genetică de vârf, practic, acomodată o perioadă de 2-3 ani de zile în Germania. Observ un element special al acestei rase, nu are coarne. Ne puteți spune dacă este vorba de o caracteristică a rasei acestea sau e alt stil? Da, deci Aberdeen Angus este o rasă genetic fără coarne. Deci așa, asta este rasa. Nici taurii și nici vacile nu au. Nimeni nu are, deci genetic nu are, nu posedă coarne. Acum eu ce aș vrea încă să mai vă spun este această tipizare a animalelor după ADN-ul fiecărui animal. Deci se face o cercetare genetică, se face un printing pe ADN a fiecărui animal, în special în România, acum asociația solicită la fiecare taur de montă ADN-ul. Din ce cauză? Pentru a putea urmări mai târziu care este tatăl vițelului sau a vițicii. Acum noi am luat o hotărâre aici internă. Ferma noastră merge și mai departe, în sensul că va lua ADN-ul și de la fiecare mamă, astfel încât vom avea o certificare prin ADN, un certificat comun, cine este mama și cine este tatăl. Acest lucru îl consider foarte necesar, tocmai pentru a vinde un produs 100% verificat, și adică din ce părinți se trage, tocmai pentru a evita discuții sau ce știu, altfel de interpretări. Există și în domeniul acesta falsuri? Există, nu știu, oameni care se pot gândi să vândă un taur sau o vacă drept ceea ce nu este? Deci au existat foarte multe cazuri. Sigur că asociația verifică, face un control de producție de 2 ori pe an la fiecare fermă. Deci probabil acest gen de afaceri încet încet o să fie eliminat. Iar ceea ce vă gândiți să puneți în aplicare și ceea ce este o măsură de siguranță în plus este mult dincolo de ceea ce se cere pe cale legală, dar doriți până la urmă să preîntâmpinați aceste falsuri. Exact, exact. Deci este un pic de muncă, vor fi niște costuri suplimentare, sunt baze de date mai deosebite,
Se scoate păr din urechea animalului împreună cu rădăcina, se trimite în Germania și acolo se face acest ADN practic și este o dovadă în plus a calității animalului pe care noi îl vindem. Iar până la urmă, ferma dumneavoastră va putea vinde și comercializa orice exemplar cu toate documentele pe masă și oferind informații până la părinți, bunici și fiecărei vită. Exact. Pe de altă parte, această certificare a calității este neapărat necesară pentru susținerea pe care statul o acordă crescătorului, adică fiecare crescător care cere ajutor trebuie să prezinte o documentație completă, certificatele de origine și, și, și. Acum, eu ce aș vrea să spun aici este rasa aceasta Aberdeen Angus se pretează foarte mult la metisări cu bălțata românească. Noi am vândut foarte multe animale masculine, tauri de montă, la ferme și fermieri care încet, încet vor, dintr-un motiv sau altul, să treacă de pe producția de lapte spre producția de carne. Iar Aberdeen Angus se pretează foarte bine pentru a metisa bălțata. Foarte, foarte bine. Sunt rezultate deosebite. Am înțeles că ați avut și o încercare de inseminare artificială pentru a obține rezultate. Da, deci am făcut niște însămânțări artificiale. Acum, rasa Angus este, ca să zic eu, un pic o rasă mai dificilă la însămânțări artificiale, în sensul că perioada de propriu-zisă de montă este destul de scurtă și rezultatele noastre au fost cam de 50%. Acum, avantajul nostru este că avem și tauri de foarte mare valoare și după aceste încercări de însămânțare artificială, la 10 zile am băgat vaca la taur natural. Adică tocmai pentru a nu pierde o altă perioadă de, să zic eu, de montă. Însă recomandarea mea este, pentru rasa Angus trebuie să aveți, aibă fiecare un taur natural la dispoziție. Atunci se reduc pierderile și cam asta este ideea. Pentru telespectatorii noștri, nu neapărat pentru cunoscătorii din domeniu, țin să specific că este o rasă, rasa Angus, care nu este crescută pentru lapte. Ea nu dă lapte deloc. Vacile nu trebuie mulse, deoarece în momentul în care ele rămân gestante, vor merge până la soroc, până la fătare, urmând să fie introduse pe o nouă montă, nu? Da, deci laptele practic pe care ele îl produc, deci nu se mulge vaca, ci laptele este folosit numai și numai pentru creșterea vițelului ei. Adică vițelul stă și suge până la 9 luni, 10 luni de zile și după care urmează înțarcarea, iar după 2 luni de zile vine al doilea, următorul vițel. Deci practic la cam 365 de zile este perioada de repetare a fătărilor. Acum, sigur că ăsta este un avantaj în sensul că este mult mai complicat cu vaca de lapte, este unde sunt niște norme speciale destul de greu de realizat, vase sterile, o serie de cheltuieli în plus. Aici, practic, vițelul folosește integral laptele mamei pentru creștere. Deci dacă vă orientați înspre vacile de carne, scăpați de o mare bătaie de cap, atât financiară cât și din punctul de vedere al controalelor, sanitar, veterinare, nu mai trebuie luat nimic în considerare ceea ce ține de lapte. Spuneți-ne, vă rog, am observat că fiecare animal poartă doi crotali, nu unul singur. Există un anumit motiv pentru care ați ales această variantă? Nu, deci aceasta este legislația practică, deci trebuie să fie doi crotali, din cauza că dacă unul se pierde, sigur că să poți identifica vaca. Acum,
Noi, suplimentar, am mai pus niște curele, niște zgârzi, practic. Dacă vedeți, sunt ultimile trei cifre din numărul de crotal. Numele sunt mai mari, sunt citibile de la distanță, deci putem să identificăm de la distanță animalul fără să-l stresăm, să ne apropiem de el și să vedem cine îi. Practic, asta a fost ideea. Spuneți-ne unde suntem acum. Este un alt separeu, un alt țarc. Suntem în mijlocul unei cirezi. De ce grupă de vârstă? Deci noi suntem acum în mijlocul unei cirezi vaci gestante cu vițele. Deci și în care nu este niciun taur. Practic toate sunt gestante. Vârsta, mă rog, diferă. Până la 11 luni avem vițelele care sunt practic aici. Deși aici e suprafață foarte mare, estimez că e în jur de 15 hectare și repet, animalele sunt libere, nu sunt stresate, își cresc viței cum se poate mai bine. Din punctul de vedere al sănătății exemplarelor tinere, mă gândesc că în momentul în care ai la dispoziție tren, automat, nu știu, și încheieturile lor, picioarele devin mult mai rezistente, masa musculară se dezvoltă mult mai bine decât dacă ar fi într-un spațiu mic îngrădit. Sigur că da, deci asta este un avantaj foarte mare a parcelelor deschise cum avem noi, în sensul că, repet, sunt ferite de boli și totodată se călesc încheieturi, glezne, deci soare și asta numai bine le face. Ne înconjoară 250 de hectare, este un domeniu foarte întins. Cum reușiți să întrețineți aceste pajiști? Deci încercăm să respectăm tehnologia așa cum trebuie făcută. Sigur că asta este legată și de foarte multe costuri pe care ni le asumăm, tocmai ca să arete așa pășunea pajiștea. În momentul în care vacile părăsesc o zonă, o parcelă, deci intrăm cu o grapă, plasă de sârmă, care bate practic toată suprafața, împrăștie bălegarul care este rămas pe o zonă mai mare, pentru că bălegarul, dacă rămâne, arde practic porțiunea de iarbă de acolo. Iar pe de altă parte folosim foarte mult o freză de pășune, în momentul în care există o vegetație care este înaltă, nu s-a mâncat, sunt buruieni, sunt tot felul de plante care cresc destul de rapid, introducem această freză, frezăm cam la 7-8 cm, materialul care este frezat rămâne ca și îngrășământ bio mai departe, se degradează în timp în pământ și ăsta este rezultatul. Avem pășuni bine, mai mult decât, da, mai mult decât spectaculoase și foarte utile pentru o asemenea ciradă. Apropo de cirezi, nu ne-ați spus încă la ce număr se ridică animalele pe care le aveți? Deci noi în acest moment avem cam 120 de vaci mamă, iar exemplarele în totalitate sunt cam 200-210. Deci cam ăsta este... E un număr destul de frumos. Impresionant, mulțumim. Pentru o activitate de genetică. Am ajuns la grupa mică. Avem în spatele nostru vaci cu viței, vițelușe. Da, deci aici suntem într-o mică grădiniță. Am adus câteva din pășuni, am adus câteva vaci să le avem mai aproape de noi. Avem aici o vacă care are două gemene, deci a fătat două vițele gemene, tot așa dintr-o linie canadiană, tatăl deosebite. Se vede aici, vițelele sunt deosebite, sunt energice. E o raritate să fete gemeni? Deci cam 2-3 fătări avem pe an gemeni. Spuneți-ne, cum puteți să mutați dintr-un țarc în altul tauri care cântăresc o tonă? Noi avem o metodă noastră proprie, deci sunt 4 băieți care merg cu o sforă albă de rafie, practic îi înconjoară.
Animalele cred că sunt în mijlocul unei parcele de curent electric care se mișcă, în mișcare, și așa îi mutăm dintr-o parcelă într-alta. Deci, practic se îndepărtează de acea sfoară de rafie, crezând că e gardul electric, și reușiți să-i păcăliți pe kilometru. Bun, mai există acum cine dă, de exemplu, animale, la animale dă făină, se duce cu o găleată în care imită o fălină, sau alții mai duc un sac tot așa de făină gol, și tot felul de metode, dar asta la metode cinante se pot îndepărta. Deci în momentul în care găsește o iarbă lateral, mai tentantă. Da, se îndepărtează. Pe când cu sfoara asta și îi ducem un kilometru, deci îi mutăm de aici până pășune în partea cealaltă. O metodă foarte ingenioasă pentru cine nu e familiarizat, la care nu ne-am fi gândit. Suntem în fața grupei de tăuraș de prăsilă pentru vânzare. Iar domnul Pev, gazda noastră, are o poveste specială pe care vrea să ne-o spună întâi despre ei, despre cum achiziționezi un taur de calitate. Da, deci aceștia sunt tauri care sunt în acest moment de vânzare. Unii sunt peste 1,5 ani și probabil 1-2 peste un an, deci au și diferență de vârste. Provin atât din însămânțare artificială și totodată provin și de la taurii noștri proprii. Sunt niște exemplare deosebit de reușite. Acum, sigur, vorbind despre modul în care achiziționăm noi taurii de montă din străinătate și în special din Germania, deci are loc practic o bonitate a tuturor animalelor în cadrul unui concurs, iar a doua zi se face practic licitația, începând cu cel mai valoros animal și continuând cu cel mai slab dotat. Noi totdeauna am luat animalele de top, primele două, trei poziții de top. Și animalele noastre sunt animalele de montă, practic sunt blânde și sunt obișnuite cu oamenii, chiar și aceștia, dar și taurii de montă, cum ați văzut, Patriot și alții, pentru că sunt obișnuiți și sunt pregătiți pentru această bonitare, această prezentare în ring. Deci ei sunt pregătiți, sunt spălați, sunt curățați, sunt obișnuiți să meargă cu stăpânul alături. A spus că este un criteriu foarte important care poate să descalifice un animal cu aspect extraordinar, cu pedigree de top, dar în momentul în care taurul nu este îmblânzit, nu este domesticit, nu umblă alături de stăpân, e un punct minus. Deci dacă taurul nu poate ajunge și să fie condus în ring, el este descalificat. Cunosc cazuri de tauri deosebit de renumiți care practic n-au putut ajunge în ring și au fost descalificați, iar în pedigriul englez, american, canadian este o cotare favorabilă pentru taurul care e docil. Deci docilitatea lui este foarte importantă, pentru că prevede manevrabilitatea lui, modul cum ascultă de oameni, și este un criteriu destul de clar și bine pus la punct. Aici, în palma mea, este un obiect special și el poate chiar să salveze viața unui exemplar de excepție. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte. Da, deci aici avem un magnet. Acest magnet noi îl introducem în stomacul fiecărui animal, în special începem de la 8 luni, 9 luni de zile. Este un magnet care are rolul de a aduna într-o zonă, nu a lăsa să circule piulițe, șuruburi, bucăți de tablă sau de sârmă ce mai există pe câmp și care vaca, din întâmplare, îl mănâncă. Deci, practic, și acesta este introdus cu un aparat special și rămâne pe viață în interiorul animalului. Este foarte important pentru că foarte multe animale suferă de leziuni interne, corp străin, care se depistează destul de greu sau când se depistează, deja este prea târziu.
Iar când vorbim de un asemenea obiect, la o primă vedere poate părea un corp intruziv, dar el practic salvează viața animalului, salvează până la urmă bugetul crescătorilor de animale, care nu pierd exemplarele valoroase dintr-o neglijență, pentru că orice corp metalic se lipește de acest magnet, rămâne în stomac, nu mai alunecă înspre intestinul subțire și gros, până la urmă. Da, da, asta este. Iar toate animalele noastre au acest magnet introdus tocmai din motive de siguranță. L-am avut alături de noi pe domnul Igor Peev, proprietarul acestui domeniu al fermei de animale pentru carne, vită din rasa Angus, de o calitate excepțională și totodată un cercetător de top în consilieră genetică.